Acest videoclip este sponsorizat de Ghost White Toner, care mi-a trimis acest pachet care include imprimanta încărcată cu tonere, hârtiile de transfer laser care nu necesită îndepărtarea surplusului, hârtiile neon pentru textil, hârtiile gold și metalic pentru suprafețe dure precum lemn, metal, ceramică, sticlă și chiar carton. Și nu în ultimul rând, renumitul toner alb care înlocuiește tehnica DTF. De precizat, este de asemenea că la registrarea cu mail-ul primești 5% discount și, pentru cei care mi-au vizionat videoclipul, încă 5% discount la fiecare comandă folosind cuponul Mr. George X4U. Genial! Danke, Ghost White Toner! Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit, sau bine ați venit în caz că sunteți noi, pe canalul meu, exact cum v-am promis în live-ul în care am despachetat produsele de la Ghost. Astăzi vom începe cu metoda cea mai simplă de imprimare cu această tehnică. Adică vom imprima pe un tricou alb și vom avea nevoie de următoarele materiale. Vom avea nevoie de o imprimantă laser. În cazul meu am primit-o de la Ghost, dar este bună orice imprimantă laser cu cartușe normale. Vom avea nevoie de folia A, folia transparentă, exact ca la DTF, pe care va veni printat, și vom avea nevoie de foaia B, de folia B, care are un adeziv pe ea. Și vă voi arăta imediat această tehnică în care nu aveți nevoie să îndepărtați surplus, nu aveți nevoie să tăiați și așa mai departe. Imprimați, puneți adezivul pe tricou și ați dat tricoul mai departe. Înainte de asta, vreau să vă spun diferența între DTF și Ghost. Părerea mea este așa. DTF-ul nu poate decât să imprime textile. Atât. În schimb, această tehnică Ghost imprimă căni, ceramică, lemn, textil și așa mai departe, metal. Imaginația ta poate să facă din această tehnică o tehnică multifuncțională, ceea ce este super ok. Înainte de toate, luăm frumos foaia A, se imprimă pe partea mată, are o parte lucioasă și o parte mată, și o vom introduce în imprimantă. Foarte simplu. După aceea, avem grijă ca modelul să fie imprimat în oglindă, deci în această tehnică se imprimă în oglindă. Și imprimăm modelul pe acea foaie mată. După cum se vede, modelul a fost imprimat și nu rămâne decât să preîncălzim presa. Presa va veni preîncălzită la 160 de grade și avem grijă ca partea de jos să fie la fel de fierbinte ca și partea de sus. Până atunci putem să ne pregătim modelul frumos. Vom pune foaia adezivă peste imprimeu. Și așteptăm să ni se încălzească presa. După ce presa a fost preîncălzită, inclusiv partea de jos, se ia modelul, cu foaia adezivă se pune în sus . Avem grijă să fie toată partea acoperită și se pun 5 foi normale deasupra pentru a mări presiunea și a fi căldura conform omogenizată pe toată suprafața. Și presăm pentru 2 minute la 160 de grade. După ce timpul s-a scurs, deschidem presa, îndepărtăm foile de deasupra cu o cârpă sau ce aveți la îndemână, presați puțin
și îndepărtați foaia A de foaia B, foarte ușor. Dintr-un colț plecați cu el până în colțul celălalt. Trebuie să aveți grijă să nu trageți prea tare, că se poate dezlipi de pe foaia A și atunci va fi un fail. Așa că cu mare grijă și când sunteți la sfârșit, va trebui foarte, foarte încet. Perfect! Așa va veni pe tricou. După cum se vede, a rămas adezivul lipit de model și este timpul să presăm pe tricou. După cum se vede, ce vă sugerez, să tăiați modelul pentru că va mai rămâne pe colțuri, pe undeva, de multe ori se întâmplă să rămână adeziv. Și cel mai bine, ca să fim siguri că se transferă bine, tăiem toate marginile. Acesta este modelul. Înainte de toate, nu uitați, tricoul va trebui preîncălzit ca să eliminăm tot surplusul de umezeală din tricou. Perfect! Nu rămâne de făcut decât să luăm modelul, îl aplicăm pe tricou, ne asigurăm că este bine plasat . Aplicăm niște foaie de copt sau hârtie siliconată și vom presa pentru 15 secunde. După ce s-a presat, așteptăm să se răcească ca să putem să îndepărtăm foaia. Așa că îl vom lua și îl vom pune pe masă unde se poate răci repede. După ce s-a răcit complet, alegeți-vă un colț și prin rotație îndepărtați foaia de transfer. Prin rotație. Uitați. După cum se vede, am avut un transfer curat, nu a mai rămas nimic pe foaie și produsul finit, după cum se vede, este oarecum lucios, da? Va trebui să-i mai dăm o presare pentru rezistență la spălat. Foaie siliconată, este la fel ca foaia aceea de gătit, numai că aceasta am primit-o la pachet. Încă o presare de 15 secunde și acum va fi produsul finit. Haideți să-l vedem sus mai bine. De menționat, trebuie să aveți grijă ca imaginile pe care vreți să le transferați să fie vectorizate 100%, să nu fie imagini în umbre și așa mai departe. Să fie un vector, pentru că așa va ieși. Priviți! Priviți cât de frumos! Atingerea este de asemenea minunată.
acesta a fost primul tricou cu Ghost White Turner. Priviți-l. Primul tricou cu Ghost White Turner. Rezultatul este super. Dacă ți-am fost de ajutor cu acest videoclip, nu uita să-mi dai un like. Vă rog pe toți să-mi dați un like ca să poată acest videoclip să meargă mai departe, să fie recomandat. Lasă-mi un comentariu, întreabă-mă și nu uita, ai în descriere codul de reducere, ai în descriere pagina de web Ghost și toate detaliile. Îți stau la dispoziție cu orice întrebare. Îți mulțumesc și ne vedem cu tricoul negru. It's